sunt Bela. Eu sunt Reli. Salut, numele meu este Marius. Salut, numele meu este Ștefan. Bună, eu sunt Iulia și noi suntem voluntari de la Mare Nostrum. Echipa organizației este alcătuită din oameni frumoși, prietenoși și energici care ne-au integrat rapid în mica lor familie. Încă din primul an am participat la numeroase activități minunate prin care ne-am dezvoltat abilități de atenție, de comunicare, de management al timpului sau chiar de lucru în echipă. Printre activitățile noastre preferate se numără monitorizările pe apă și pe uscat, care ne-au oferit experiențe unice, dar și evenimentele publice precum Ora Pământului, Ziua Mediului sau Crosul Mării Negre, care ne-au dat speranța și bucuria că nu suntem singurii care ne dorim un mediu curat. În cadrul organizației, nu doar că am reușit să fiu un cetățean activ pentru societatea în care trăiesc, luptând pentru o cauză în care cred, și anume protecția mediului înconjurător, ci, și totodată, să mă dezvolt personal. Aici am cunoscut oameni minunați, atât voluntari, cât și angajați ai ONG-ului, care m-au încurajat să continui activitățile de voluntariat și care au construit un loc sigur, unde toată lumea se simte în largul său, un loc care stimulează învățarea, pe care mie îmi place să-l numesc Familia Mare Nostru. Cu siguranță, activitățile mele preferate la care am participat în cadrul ONG-ului sunt cele în care am susținut ateliere educative la școli și grădințe din județul Constanța pe teme ecologice. Vă pot spune că acestea m-au ajutat enorm să-mi dezvolt abilitățile de leadership și sper că prin activitățile mele eu am reușit să-i convinc pe cei care au participat de importanța protecției naturii. Mare Nostrum este un loc unde putem învăța despre protejarea mediului înconjurător, cât și despre problemele cu care se confruntă astăzi natura. Protejând mediul în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una dintre problemele majore ale epocii noastre. Ca voluntar, am participat la diverse activități, de exemplu, igienizarea plajelor sau Crosul Mării Negre, unde prin alergare poți colecta deșeuri din plastic, promovând hashtag-ul Fără deșeuri din plastic e fantastic. Doar noi putem schimba starea în care se află astăzi natura și să le creăm animalelor un mediu mai bun de a trăi, așa cum ne dorim, o planetă curată și deloc poluată. De mult aveam dorința de a ajuta mediul și acum de ani am început voluntariatul la Mare Nostrum. Până în ziua de astăzi am participat la mai multe activități, printre care monitorizări terestre de delfini, strângerea gunoaielor de pe plajă, Ora Pământului și, preferatele mele, atelierele educative. Cel mai mult mi-a plăcut să țin aceste ateliere, pentru că acolo puteam să discut cu elevi despre mediu, despre plastic. Am învățat împreună de ce este important să reducem plasticul și cu ce să contribuim să salvăm mediul. Pentru că pe 5 iunie este ziua mediului, haideți să reducem împreună plasticul. Punga de plastic să înlocuim cu cea textilă, paiul din plastic să înlocuim cu cel de hârtie sau cel din metal și în loc să bem din sticlă de plastic, haideți să o înlocuim cu termosul. Noi credem că din toate beneficiile pe care ni le oferă Mare Nostrum, cele mai importante sunt amintirile și prieteniile care se leagă la fiecare activitate. Aș recomanda oricărui prieten ONG Mare Nostrum, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit clipe de neuitat, lucru pentru care voi fi mereu recunoscător. Așa că faceți voluntariat și continuă să fiți activ în societate. Eu sunt aici ca să creez un mediu plăcut atât generației mele, cât și generației viitoare. Sper ca mesajul meu să fie auzit de toată lumea și să putem trăi într-o lume curată. Te invit și pe tine să faci voluntariat, pentru că împreună putem să salvăm lumea.